Spitalul județean de urgență a scos la bătaie 9 posturi de asistent medical debutant, 6 de asistent medical, unul de asistent medical principal, 2 locuri la farmacia unității, 10 de infirmieră, precum și alte posturi necesare pe mai multe secții. La selecție a fost mare concurență, peste 300 de candidați depunându-și dosare, numai că proba scrisă a examenului a fost un duș rece pentru mai mult de jumătate dintre aspiranți. Mai mult de jumătate din candidații înscriși la concurs nu au promovat proba scrisă, prin urmare aceștia nu au putut trece în etapa a doua, proba de interviu sau proba practică. Cu toate acestea, toate cele 33 de posturi au fost ocupate. Numărul mare de candidați picați reflectă slaba pregătire a multor absolvenți de școli post-liceale sanitare, având în vedere notele rușinoase obținute la proba scrisă la examenul pentru asistenți medicali.